cât de bine ne cunoaștem. Împreună pe aceeași frecvență, e simplu. Ești la psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Psihoterapeutul Raluca Anton este împreună cu noi, așa cum v-ați obișnuit în fiecare seară de luni, imediat după ora 17. Bună seara, Raluca, bine ai venit pe drum cu prioritate. Bună seara, bine v-am găsit! Suntem într-o legătură directă prin Skype, însă transmisia poate fi urmărită și pe pagina noastră de Facebook, Radio Europa FM. Poate este perfectă întâlnirea aceasta cu Raluca, după ce ne pregătim să terminăm cu această mini-vacanță. Și Raluca ne va propune astăzi un subiect tare drăguț, și anume vom vorbi despre puterea vindecătoare, atenție, a îmbrățișărilor. Cum așa, Raluca? Chiar reușesc îmbrățișările să vindece diferite probleme? Este tot ce înseamnă componenta aceasta de contact fizic, de apropiere. Și dacă stăm să ne uităm la semnificația îmbrățișorilor, până la urmă ele ce înseamnă? În momentul în care suntem aproape de cineva, de cele mai multe ori mintea noastră se simte în siguranță. Ne simțim protejați, asta pe de o parte, iar nu asta înseamnă îmbrățișare, te țin în brațe, te conțin și simt că asta este important, asta e important pentru supraviețuirea mea, mă simt protejată. Și un alt lucru pe care îmbrățișările îl mai produc este acest sentiment de apartenență. Simt că aparțin unui cuplu, unui parteneriat. Și atunci, aceste două elemente care fac parte din nevoile noastre bazale, până la urmă, când vine vorba de emoțiile pe care le simțim, de viața noastră emoțională, pare să că pot fi foarte frumos întâlnite în aceste îmbrățișări. Și atunci, îmbrățișările au o putere vindecătoare și studiile chiar măsoară asta. Ba mai mult, am și găsit studii care măsoară de câte îmbrățișări am avea nevoie pentru vindecare, pentru menținerea emoțiilor și mai mult decât atât, pentru creștere. Se pare că am avut nevoie de 4 îmbrățișări pentru a ne vindeca, de 4 pentru a menține sănătatea emoțională și de 12 îmbrățișări pentru creștere. E important și pe cine îi îmbrață, nu? Sigur că acest sentiment de siguranță și de apartenență de care avem nevoie vine în relație cu persoanele apropiate nouă, cu persoanele cu care ne petrecem timpul, de cele mai multe ori partenerii de viață, copii, iar când vine vorba de parteneriatul de cuplu, noi de cele mai multe ori în terapie de cuplu invităm pe parteneri să, așa, la trei lucruri când vine vorba de apropiere. Pe de o parte invităm la învățat să-și ofere îmbrățișări, apoi să învețe să se uite unul în ochii celuilalt, pentru că după ce trece perioada aceasta de îndrăgostire, pare să că nu mai avem atât de mult confort în a ne uita unul la celălalt, mai mult dacă și trecem prin perioade dificile. Și apoi al treilea lucru este să își ofere aprecieri, să își spună unul altuia lucrurile pe care le-au apreciat în ziua respectivă. Deci îmbrățișările fac parte dintr-un ritual de reconectare. Sigur că dacă am trecut prin perioade dificile în relația de cuplu, o îmbrățișare poate să nu însemne siguranță la început, dar reînvățăm să ne simțim în siguranță prin aceste trei elemente. Să înțeleg că e bine să facem acest lucru foarte des, adică să ne luăm partenerul, partenera în brațe. Acest lucru cumva consolidează și relația pe care o avem, o relație pe care nu întotdeauna, sau poate nu suntem în momentul cel mai fericit, cel mai oportun al acelei relații, însă și treaba asta poate fi reparată printr-un simplu gest de afecțiune. Sigur, printr-un simplu gest de afecțiune putem învăța să reconectăm și putem învăța să ne resimțim în siguranță în relația de cuplu. Pare a fi un simplu gest, dar acest simplu gest are atât de multe alte semnificații. Așa cum spuneam mai devreme, nu este doar despre a ne îmbrățișa, ci este despre ce înseamnă această îmbrățișare. Este despre care sunt lucrurile pe care noi le-am învățat de-a lungul timpului despre îmbrățișări. Știi, dacă ne uităm la familia noastră de origine, la părinții noștri, câți dintre noi am primit îmbrățișări pe parcursul creșterii noastre? Cât de în siguranță ne-am simțit în momentul în care am primit îmbrățișările respective? Și acum, în momentul acesta, practic, cât de în siguranță, știi că mai este încă un element, ne simțim să oferim noi îmbrățișări?
Am înțeles, Raluca, am și notat aici și dacă greșesc trebuie să mă contrazici normal. 4 îmbrățișări pentru supraviețuire, 8 pentru întreținere, 12 pentru creștere. Am zis bine, da. E regulă. E un sfat foarte bun pe care ar trebui să-l urmăm în fiecare zi sau dacă nu în fiecare zi, cât se poate de des. Eu, sincer, nu auzisem până acum câțiva ani de treaba asta, că îmbrățișările ar putea avea o astfel, un astfel de rezultat, ca să spun așa, însă am experimentat și aveți dreptate în tot ceea ce spuneți. Sper că și ascultătorii noștri să fi fost atenți. A fost un ecou destul de supărător pe momente din transmisia noastră, însă cu siguranță esențialul s-a înțeles și a fost recepționat. O îmbrățișare mare și din partea noastră pentru tinerea Luca și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare, luni, de la aceeași oră, 17 și 10 minute. Acum trebuie să căutăm persoana aceea dragă pe care să o îmbrățișăm. Am înțeles. Seară bună! Seară bună! Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM. În România se întâmplă multe lucruri interesante. Un domn din Drobeta, Turnu